Ora 11, urmăriți în continuare știrile dimineții la Digi24. Continuă să vină imagini în direct de la Moscova, din Piața Roșie, acolo unde, în urmă cu aproximativ o oră, a început parada de 9 mai. În imagine acum, părăsind așadar tribuna oficială din Piața Roșie, Vladimir Putin, după ce l-am ascultat și în discurs, foarte multe referiri la trecut, câteva referiri și la situația din prezent pe frontul din Ucraina, înconjurat de veterani din al doilea război mondial, înconjurat de generali ai armatei, salutat la un moment dat, chiar înainte de discurs, de ministrul apărării Serghei Șoigu, pe care îl vedem și acum în imagini, părăsind Piața Roșie alături de Vladimir Putin. Agenția TASS precizează că astăzi la paradă nu vom avea și componenta aviatică din cauza condițiilor meteo nefavorabile, precizează agenția TASS. Am văzut însă militarii, am văzut blindatele care au defilat prin fața președintelui Rusiei. În contrast frapant cu ceea ce se întâmplă în Ucraina, după războiul care, iată, durează deja de 2 luni și jumătate, declarat neoficial de Rusia Ucrainei, Vladimir Putin astăzi în discurs a continuat să folosească aceeași expresie. Este vorba despre o operațiune militară specială de care era nevoie și pentru care era timpul. În discursul său, Vladimir Putin a făcut referiri la o creștere a sentimentului de rusofobie la nivel mondial, a făcut referire la Statele Unite, la NATO, ca țări care au atentat la siguranța Federației Ruse și de aceea era nevoie de o astfel de operațiune militară specială. Spune el că în decembrie anul trecut a încercat să stea la masa tratativelor cu oficialii NATO și oficiali americani, încercând să garanteze securitatea și siguranța Rusiei, dar Occidentul nu l-a ascultat. Astfel că a fost obligat să ia aceste măsuri după ce, spune liderul de la Kremlin, avea informații cum că NATO vrea să ajute operațiunile militare din Donbas și Crimea, ceea ce ar fi reprezentat un atentat asupra pământurilor strămoșești ale Rusiei. A mai vorbit Vladimir Putin despre gloria soldaților care au pierit pe frontul din Ucraina și a declarat că astăzi a semnat un decret prin care militarii răniți și familiile lor vor beneficia de sprijin din partea Federației Ruse. Dimitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, l-am văzut și pe el mai devreme în imagini. Evident, absolut niciun oficial străin nu a participat la această paradă. E lesne de înțeles de ce, având în vedere sancțiunile care au fost impuse Rusiei, dar nici măcar prietenii apropiați, cei puțini pe care mai are Vladimir Putin, nu au fost astăzi. Mă refer la liderul din Belarus, Alexander Lukashenko. Înconjurat de o mână de generali, l-am văzut la paradă pe Patriarhul Kiril, l-am văzut pe fostul premier și președinte rus Dimitri Medvedev, Serghei Lavrov, ministrul de externe, a fost de asemenea și el acolo și, cum vă spuneam mai devreme, l-ați văzut și în cadrul pe ministrul apărării, Serghei Șoigu. Haideți să vă prezint invitații mei de la această oră în studioul știrilor dimineții, Cristian Diaconescu, fost ministru de externe. Bună dimineața și mulțumesc mult pentru prezență. De asemenea, alături de noi, Dorin Popescu, expert în geopolitică. Bună dimineața, mulțumesc de asemenea. Bună dimineața, mulțumesc de invitație. Am urmărit un discurs, domnule Diaconescu, nu foarte diferit de ceea ce a tot spus Putin în ultimele 2 luni și jumătate. Poate unele elemente un pic mai pronunțate, dar aceeași retorică la adresa Occidentului, care e rău, care vrea să divizeze Rusia, referirile istorice la pământuri, la Federația Rusă și, evident, totul pus într-un context emoțional legat de 1945 și de sentimentul pe care îl are absolut fiecare rus când se gândește la ce a însemnat 9 mai 1945. V-a surprins cu ceva? Sincer, iertați-mă, fac o mărturisire directă. Câte parade militare de 9 mai ați mai transmis dumneavoastră sau televiziunile occidentale în ultimii 15 ani? Niciuna. Iată că prin acest demers, prin atmosfera de amenințare și presiune generată înainte de această paradă de 9 mai, într-un fel, președintele Putin și-a atins ținta. Trebuie să recunoaștem acest lucru pentru a privi realitatea în față așa cum este. Ia, suntem într-un război hibrid în care manipularea, dezinformarea sunt foarte sus plasate de Moscova, în condițiile în care intervenția militară a fost una eșuată, iar vreo legitimitate sau justificare în legătură cu ceea ce s-a întâmplat și se întâmplă în Ucraina nu există, mai ales în relație cu crimele și actele genocidale de acolo. În al doilea rând, da, sigur, la nivel, președintele Federației Ruse s-a adresat în primul rând propriului popor. Nostalgia post-sovietică. Ideea că se află într-un război de apărare a țării. Toată lumea este împotriva lor.
Ei bine, din aceste perspective, evident, încearcă să-și relegitimeze o situație de fapt destul de complicată și din punct de vedere politic și din punct de vedere strategic. Pentru că, așa cum se întâmplă în astfel de situații, se întorc coșciugele acasă. Și din acel moment e foarte greu, în contrapartidă, să reușești să recâștigi încrederea societății prin orice fel de mesaj. Mesajul militar, în mod categoric, va urma. Din punctul de vedere al Occidentului însă, de la zi la zi, situația devine din ce în ce mai complicată pentru Federația Rusă și știe, la un moment dat, Vladimir Putin, că această problemă economică se va răsfrânge la nivelul cetățeanului. Și în momentul în care se va răsfrânge la nivelul cetățeanului și nostalgia post-sovietică va fi oarecum un argument destul de puțin plauzibil. Și un singur lucru vreau să vă spun. Nu 9 mai este data când a capitulat Germania, ci 7 mai în Franța, în fața unui general american. Dar pe măsură ce, așa cum spuneați dumneavoastră, vin coșciuge la casă, rușii văd că situația economică se degradează, nu va apăsa și mai tare pedala asta a nostalgiei, încercând să-i convingă, da, știu că suferiți, știu că vă vin acasă copiii în coșciug, dar iată de ce. Și de asta vă apăr și mai tare de Occidentul rău și care vrea să ne fure pământul. Totuși, și societatea rusă este informată și societatea rusă are oameni capabili să înțeleagă foarte clar ce se întâmplă în jurul lor. În absența unor succese, fie de natură strategică în relația cu Occidentul, fie de natură militară și regională în ceea ce privește agresiunea în Ucraina, este foarte greu să compensezi. Flancat de forțele de ordine acolo, de evident de bodyguards, Vladimir Putin părăsește la pas, discutând cu Sergei Shoigu, Piața Roșie din Moscova. Domnule Popescu, multă lume se întreba dacă astăzi vom auzi din gura lui Vladimir Putin cuvântul război, anunțând, practic, declararea oficială a războiului în Ucraina. Nu a făcut-o, a vorbit tot despre operațiune militară specială. Dacă ar fi pronunțat acest cuvânt și dacă ar fi spus că Rusia declară oficial războiul Ucrainei, analiștii spuneau că, evident, atunci poate mobiliza mai multe trupe. De ce credeți că nu a făcut asta? În primul rând, au existat două temeri succesive privind posibilă utilizarea zilei de 9 mai ca trompetă propagandistică. Prima temere, dacă mai țineți minte, a fost emisă în spațiul public în țările democratice încă de la jumătatea lunii martie, o temere potrivit căreia președintele Putin ar fi anunțat astăzi chiar o nouă victorie împotriva fascismului, de această dată în Ucraina, numai că Armata Roșie pe teren a produs atâtea eșecuri încât nu i-a dăruit președintele lui Federației Ruse pretextul, premiul de a declara astăzi o nouă victorie. A doua temere a fost și anunțată de dumneavoastră, temere potrivit căreia președintele Federației Ruse ar fi putut anunța astăzi o nouă escaladare propriu-zisă a așa numite operațiuni militare speciale din Ucraina, fie prin declararea războiului împotriva Ucrainei, fie prin declararea mobilizării generale, fie prin diferite alte, eu știu, încurajări directe ale proceselor secesioniste și separatiste din sudul și estul Ucrainei, etc. De ce nu a declarat război? În primul rând, nici măcar Federația Rusă nu a avut insolența ca, celebrând o zi a victoriei potrivit ideologiei Federației Ruse, să deschidă un război, tocmai profitând de semnificația simbolică pozitivă a unei zi a victoriei. În al doilea rând, armata Federației Ruse este împotmolită pe flancul sudic și estic al Ucrainei. Nu au fost create toate premizele pentru ca această împotmolire să fie asociată unei declarații pompoase de război împotriva Ucrainei. Este destul de posibil ca, dacă în perioada următoare, în următoarele luni, Armata Federației Rusă să nu-și poată atinge obiectivul tactic de atingere a limitelor teritoriale ale regiunilor Donetsk și Lugansk, este foarte posibil ca președintele Federației Rusă să aibă în vedere și acest instrument care să permită declararea unei mobilizări generale. Și mica mea temere este legată de ziua de 22 iunie, când, pregătind societatea rusă pentru în această lună și pregătind diferite posibile operațiuni sub stat fals, atunci ar putea enunța un nou război de apărare a patriei, similar marelui război pentru apărarea patriei declarat odată cu operațiunea militară de atunci din iunie 1941. Nu se crease infrastructura necesară, nici măcar ideologică, nici militară, etc., pentru ca președintele Federației Rusă să fie enunțat astăzi un război de iure împotriva Ucrainei. Vedem acum imagine direct cu Vladimir Putin depunând o coroană de flori
în memoria eroilor din 1945, din al doilea război mondial, înconjurat de veterani de război, de generali și comandanți ai armatei și de ministrul apărării. Foarte interesant, în cadrele pe care le-am văzut mai devreme, oamenii din forțele de securitate cu două serviete. Bănuim că acolo sunt niște lucruri extrem de importante pentru Vladimir Putin, pe care trebuie să le aibă în apropierea lui în orice moment. Și aici fac o paralelă mai amplă. Armele nucleare, celebra servietă și așa mai departe, instrumente de forță și de amenințare, pe care le-a tot menționat în ultimele două luni și jumătate. Sigur, le-a menționat pentru că, nu e așa, statele occidentale, statele Alianței Nord-Atlantice, pe care președintele Federației Ruse le enunță a fi dușmani, ce înconjoară economic și militar și prin mercenari încearcă să agreseze Federația Rusă, de realitate paralelă față de ceea ce se întâmplă, trebuie să primească un răspuns pe măsură. Acest răspuns pe măsură trebuie, în ochii cetățeanului rus, să funcționeze 24/7. Așa și când președintele se află la o paradă, mijloacele defensive extreme trebuie să-i stea la îndemână. Și nu știu dacă... Și vizibile, adică... Păi, tocmai că altfel... Filmarea e făcută în așa fel încât să... Da, nu știu dacă sunt neapărat valize nucleare sau niște paravane pe care ei le folosesc în cazul în care va fi atacat într-o formă sau alta liderul rus. Dar induce ideea. Da, dar ideea este, repet, pentru propriul popor, pentru public, faptul că, iată, cât de amenințat este președintele nostru. N-a avut ce să declare astăzi ca victorie și de aia n-a făcut nicio referire. A făcut doar referire, evident, la lupta pe care o duc în Donbas, la soldații care au pierdut acolo și la cei care încă sunt pe front, dar nimic major. Iarăși, declararea războiului înseamnă, până la urmă, a recunoaște că această operațiune specială nu a avut succes. Deci, această escaladare pentru dezescaladare, cum Federația Rusă și în plan diplomatic acționează, ar fi avut un impact oarecum complicat, tocmai la poporul rus, căruia îi se adresează în acest moment, cerându-i în continuare sprijinul. Război înseamnă mobilizare generală. Mobilizarea generală în condițiile în care la raft deja nu se mai găsește ulei și zahăr, iar rubla nu mai funcționează ca monedă nicăieri. Complicat. Deci s-ar putea să încerce o variantă din acest punct de vedere, dar cred că mai degrabă va încerca destabilizarea zonelor de est ale Ucrainei, arătându-le ca fiind un succes al Federației Ruse în apărare și nu în agresiune. În aceste două luni și jumătate, Vladimir Putin a reușit, poate contrar inclusiv așteptărilor lui, să unească foarte tare Occidentul. State europene, statele NATO, Statele Unite ale Americii și Europa mizase ani de zile pe războiul hibrid, pe această separare între liderii principali. Vedem că mai toată lumea s-a coalizat împotriva lui Putin și a deciziei lui. Și asta poate fi considerată o victorie a Europei, pentru că tot e ziua Europei astăzi de 9 mai. Federațiile internaționale... sportive, culturale, opera din Viena sau orice altă instituție nu primește ordin de la politic să izoleze Federația Rusă. Au luat pur și simplu o atitudine omenească, morală, față de ceea ce se întâmplă în Ucraina. După părerea mea, este semnalul cel mai complicat. Nu poți acuza politic un stat în condițiile în care tenismenii tăi nu pot participa la o competiție internațională. Deci, din această perspectivă, sunt foarte puțini care cred că ce se întâmplă acum în Ucraina este justificat din perspectiva apărării, așa cum încearcă președintele Federației Ruse să menționeze. Ceea ce oamenii înțeleg este că există o confruntare, că fiecare are justificarea sa, dar pe măsură ce situația economică se va degrada, iar succesul în teren nu va fi unul în sensul mesajelor care se transmit, din ce în ce mai mult presiunea va fi foarte serioasă. Problema este însă complicată, pentru că a coborât foarte jos nivelul de disponibilitate al Occidentului de a negocia. Și acest lucru s-a întâmplat după ce acele odioase crime au fost revelate public. Și în acel moment, evident, politicianul, decidentul occidental este mult clar legat și dependent de societatea care l-a promovat. Ori societatea pune întrebări. În lumea liberă se pun întrebări. La Federația Rusă nu se pun întrebări în societate.
E o imagine evident de propagandă, tot ceea ce vedem la Moscova, cu fiecare defilare de 9 mai. Domnule Popescu, în ultimii ani vedeam fel de fel de blindate, parada aviatică și părea așa că armata Rusiei este o armată, una dintre cele mai puternice și de temut armate din lume. După 2 luni și jumătate de invazie, de război, vedem de fapt că lucrurile nu stau chiar așa cum sunt prezentate în paradă și au spus-o foarte mulți analiști militari, soldații ruși, chiar dacă sunt mai mulți decât soldații ucraineni, sunt mai slab pregătiți, o parte din armament este învechit și așa mai departe, ceea ce ar putea să justifice și faptul că nu au reușit mari victorii în Ucraina și atunci evident s-au răzbunat pe civili, ucigând cu sânge rece mii de oameni și sute de copii. Într-adevăr, comunitatea internațională a supralicitat capacitatea de a lupta pe teren efectiv a Armatei Roșii. Armata Roșie, iată, se dovedește că nu reușește să atingă nici măcar câteva zeci de kilometri pe ceea ce ar fi trebuit să fie și probabil ar fi fost de la bun început, direcția de înaintare, direcția principală, direcția operativă de înaintare în Donbas, pentru că dacă mai țineți minte, declararea așa numitei operațiuni militare speciale a fost precedată cu 3 zile înainte, a fost precedată de declararea independenței celor două republici secesioniste, Donetsk și Lugansk. Ei bine, nici măcar obiectivul de a elibera, cu ghilimele de rigoare, nu-i așa, de a elibera regiunea Donetsk și Lugansk, armata rusă nu a reușit să facă. Este o armată ce se prezintă mult mai modestă, mult mai subțire, echipată, înzestrată și cu o capacitate efectiv modestă de a se exprima în teren. Dar pe de altă parte, relev și totodată o sinonimie cu chipul, înfățișarea, rolul și locul Federației Ruse în lume. Este limpede că rolul Federației Ruse în lume devine tot mai modest, tot mai firav. Iată, vedem o Rusie izolată, o Rusie singurată chiar astăzi de ziua victoriei, o Rusie singură, o Rusie într-adevăr izolată, aflată în plin centrul unui proces de oprobiu internațional. Așa cum ni se înfățișează astăzi în realitate Armata Roșie, cu totul și cu totul departe de fala și gloria de odinioară, departe de fala propagandistică, așa a devenit și Federația Rusă și așa riscă să devină și în continuare mult mai modestă și cu un profil geopolitic mult mai subțire în lume. L-am văzut pe Vladimir Putin astăzi în cadre, în destul de multe cadre, zâmbitor sau în niciun caz cu o îngrijorare pe chip, față de cum era, din ce am primit și noi pe fluxul de știri internaționale, în discuțiile cu generalii săi, cu ministrul de externe, cu ministrul apărării și așa mai departe, mult mai multă îngrijorare la acele discuții decât astăzi. Credeți că e mascată această... Evident, și-a construit o atitudine care să fie la nivelul mesajului și al ceremonialului organizate, dar din punctul de vedere al situației în teren, mă îndoiesc chiar ca la societatea din Federația Rusă să aibă acest tip de mesaj succes, pentru că chestiunile sunt foarte clare. Nervozitatea în ceea ce privește decidenții din jurul lui Vladimir Putin tocmai este sublinierea legată de cum și de la ce premize a plecat în această campanie împotriva Ucrainei și împotriva Occidentului, pentru că să nu uităm primele solicitări ale președintelui Federației Ruse au fost cele care am putea să le includem în categoria Ialta 2, deci practic să solicite alianțe nord-atlantice să se retragă pe alianamentul din 1997. Ce legătură are acest lucru cu lupta împotriva nazismului din nu știu ce zonă din Ucraina? Ori din această perspectivă, nu numai acțiunile militare, dar și mesajul a eșuat. Ei bine, cred că este mult mai preocupat președintele Federației Ruse și întregul establishment, că discutăm foarte mult de Vladimir Putin, da, acolo e un sistem enorm de decizie în ceea ce privește strategia următoare. Bun, și acum ce facem? Bine, am apelat la nostalgia trecutului, nostalgia postimperială. Bun, funcționează cât o mai funcționa la nivelul societății. Dar de acum încolo, având ce în vedere mai legitimă exact acțiune. Exact. Foarte greu. Și am văzut foarte mulți, aici o întrebare apelez la expertiza dumneavoastră, foarte mulți dintre veteranii de război, generalii care erau în jurul lui Vladimir Putin, evident, asistă la această paradă. Unii dintre ei chiar au luptat în al doilea război mondial împotriva naziștilor. Acum primesc acest discurs despre naziștii din Ucraina și faptul că Rusia trebuie să curețe Ucraina de acești naziști. Credeți că oamenii apelează la rândul lor la 70 de ani de istorie și de cultură și cred în astfel de argumente? Sau
poate că vor crede, dar trebuie să-și ia medicamentele de inimă după amiază. Pentru că ei chiar au luptat împotriva naziștilor. Exact, chiar au luptat împotriva naziștilor. Dacă există în mintea lui și normala supraviețuire ca și cetățean, cu acest tip de nostalgie. Nostalgia nu-i scade tensiunea. Ori, din această perspectivă, situația este cât se poate de clară. G7 ieri, deci principalele state industrializate au spus presiunea și izolarea economică a Federației Ruse pe piețe va fi una aproape absolută. A mai rămas o singură dimensiune, cea legată de exporturile de petrol și gaz spre Europa dependentă din acest punct de vedere. Dar aici sunt trei țări care au dificultăți în legătură cu o astfel de măsură de sancțiune. Bulgaria, Ungaria și Slovacia. Se va găsi o formă înăuntru Uniunii Europene de compensare a problemelor în ceea ce privește blocarea importurilor de hidrocarburi. Și după aceea ce se întâmplă? Pentru că, practic, Federația Rusă exporta hidrocarburi și arme, dar primea tehnologie și medicamente. Nici o victorie anunțată astăzi pentru că nu are ce. Nu a declarat război pentru care vi-a semnat să recunoască eșecul operațiunii militare speciale. Ce va urma de acum încolo, domnule Popescu? Care ar fi, ce ar putea să mai facă Vladimir Putin la nivel declarațional? Pentru că pe teren, evident, situația arată la fel. Asediul asupra Mariupolului, în special asupra ceea ce a mai rămas din rezistența ucraineană la Azovstal, continuă luptele în zona în zona Harkovului și încearcă ușor-ușor să ducă lupta și spre zona de sud. Adică eu spun de pe două direcții. Mai întâi militar. Este limpede că Vladimir Putin va depăși orice linie roșie posibilă pentru a-și atinge obiectivul militar, cel puțin acela de a dezocupa, da, potrivit conceptelor ideologiei Moscovei, regiunea Donetsk și Lugansk. Deci trebuie să ne așteptăm la o ofensivă ce poate fi de durată, nu neapărat măreață, nu neapărat, foarte spectaculoasă în următoarele luni, dar cu siguranță că va traversa toată linia roșie roșii posibile pentru a nu suferi rușinea internă de a nu putea să elibereze două regiuni a căror independență a recunoscut-o. Deci, din punct de vedere militar, ne putem aștepta încă o dată la traversarea tuturor liniilor roșii posibile și nu va precupeți niciun efort militar, politic, geopolitic, economic, etc. pentru a atinge cel puțin acest obiectiv. Mica mea preocupare este aceea legată, a fost o preocupare permanentă și în aceste două luni și jumătate, iată, care au trecut de la inițierea războiului Federației Ruse în Ucraina, este legată de Odessa. Și inclusiv ultimele zile, ultimele săptămâni, aglutinează termenii care indică faptul că Odessa, că este foarte probabil ca Odessa să fie în planurile de cucerire teritorială ale Federației Ruse în actuală etapă militară sau ulterior, după ce se va produce, dacă se va produce, o dezocupare totală a celor două regiuni, Donetsk și Lugansk. În ceea ce privește politic, planul politic și geopolitic, am sesizat și ieri și astăzi mai multe ingrediente care mă duc la concluzie că, într-adevăr, acest plan, acest proiect post-sovietic, imperialist, URSS 2.0, da? Ca să zic așa, al regimului de la Moscova, este avut în vedere ca război hibrid pe termen lung. Ieri, dacă mai țineți minte, președintele Federației Ruse a transmis mesaje de felicitare liderilor țărilor din comunitatea statului independente, popoarelor Georgiei și Ucrainei, cărora nu a primit o felicitare conducerii politice, dar popoarelor, precum și liderilor Abhaziei, Osetiei și celor două regiuni separatiste din estul Ucrainei, Donetsk și Lugansk. Astăzi au vorbit despre măreția și triumful poporului sovietic, iată, și a făcut numeroase trimiteri astăzi la sprijinul militar oferit pe teren Armatei Roșii de luptătorii separatiste secesioniști din Donetsk și Lugansk. Pe scurt, președintele Federației Ruse are în vedere, iată, continuarea pe termen lung a unui război hibrid pentru refacerea, controlului, influenței și chiar și a teritorialității într-o mare parte din ceea ce este în mic proiectul Novorossia și în mare chiar URSS, sub forma unui proiect post-sovietic imperialist 2.0. Federația Rusă este deci pregătită prin regimul de la Kremlin pentru un război hibrid de durată care ar putea avea în vedere refacerea controlului regimului de la Moscova asupra unei largi părți a URSS sub forma unui proiect geopolitic imperialist post-sovietic URSS 2.0. După ce am văzut ce s-a întâmplat la Bucea, după ce am văzut ce s-a întâmplat la Borodianca, după ce liderii principali europeni și americani au venit în Ucraina, s-a cam încheiat cu negocierile între cele două tabere la nivel înalt. Sunt doar discuții purtate pentru stabilirea unor coridoare umanitare. Am văzut că doar așa s-a putut elibera o parte din
personalul civil de la Azovstal. A mai încercat Emmanuel Macron încă o discuție cu Vladimir Putin și cam atât. Mai stă cineva de vorbă, domnule Diaconescu, cu Putin? Cu Vladimir Putin, nu. La nivele ceva mai joase însă, da. Din păcate, într-adevăr, nu există negocieri, există intermedierea unor măsuri punctuale, mai ales în ceea ce privește zona umanitară. Ultimul Gutierrez, secretarul general al ONU, a reușit, dacă am putea considera că din punct de vedere al ONU aceasta reprezintă o reușită, o astfel de înțelegere, dar negocieri nu există. Așa este. Este foarte complicat, pentru că orice fel de negociere cu implicare a altor state decât cele două, iar cele două nu pot sta la masă, Ucraina și Federația Rusă, ar însemna, într-o formă sau alta, transmiterea unor garanții în legătură cu agenda, substanța negocierii, compromisurile, deci, și mecanismul de implementare. Ori, la rândul lor, cei care din lumea liberă ar sprijini așa ceva, încă o dată au responsabilitatea în fața propriei opinii publice. Bun, bun, ați acceptat acel compromis, care o fi dacă o exista, dar ce facem cu genocidul? Se vor apropia negocierile astea în măsură în care se va lăsa balanța într-o parte sau alta, mă refer acum la o posibilă victorie? Numai dacă se oprește războiul. Numai dacă se oprește războiul. De principiu, nu pot exista negocieri de substanță când se trage în teren. O să vedem imediat imagini cu cerul, iată, imaginile în direct de la Moscova, cerul senin deasupra Moscovei și vă spuneam chiar la început de jurnal că agenția TASS precizează că astăzi componenta militară, aviatică, a paradei a fost anulată din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Noi am văzut de altfel pe tot parcursul paradei că cerul era relativ senin la Moscova și așteptam astăzi, pe 9 mai, acele avioane de luptă care să formeze litera Z deasupra Pieței Roșii. Contează asta? Faptul că n-am mai avut și această componentă? Z-ul devine, iată, elementul principal în acest război, reprezentând victoria. Deci, cum vă spuneam, tehnica lor, inclusiv diplomatică, este de a escalada pentru a dezescalada. Deci, din acest punct de vedere, s-ar putea ca încercarea președintelui Putin, nu știu, poate fi o speculație, încercarea președintelui Putin a fost să dea un mesaj de apropiere omenească și de justificare, plecând de la, încă o dată, legenda Imperiului Rus-Sovietic, a ceea ce se întâmplă, sprijinul pentru răniți, pentru familiile celor care și-au pierdut rudele în teatru de operațiuni. Probabil că o activitate aviatică puternică, sonoră și agresivă n-ar fi fost exact... Ar fi contrabalansat cu ceea ce încercă. Dar, repet, este o chestiune speculativă. Dar, pe de altă parte, dincolo de generalii mareșalii care sunt în spatele președintelui Putin, mai există alte trei generații care, la rândul lor, privesc pe ceea ce se întâmplă. Au sute de mii de IT-ști, de exemplu, oameni tineri care și-au pierdut sursa de venit pentru că, practic, orice a fost investiție occidentală s-a oprit. Cei care foloseau tehnologiile venite din Germania, de exemplu, pentru că Germania exporta serios tehnologie performantă în Federația Rusă. La rândul lor, nu mai au loc de muncă. Un simplu discurs nostalgic este mult prea puțin. Exact. Foarte scurtă pauză, revenim imediat cu Dorin Popescu și Cristian Diaconescu. Ne întoarcem. Своевременное и единственно правильное решение. Решение суверенной, сильной, самостоятельной страны. Соединенные Штаты Америки, особенно после распада Советского Союза, заговорили о своей исключительности, унижая тем самым не только весь мир, но и своих сателлитов. Уважаемые товарищи, сегодня ополченцы Донбасса вместе с бойцами армии России сражаются на своей земле. Уважаемые товарищи, гибель каждого нашего солдата и офицера – это горе для всех нас и невосполнимая утрата для родных и близких. Doar o parte din discursul lui Vladimir Putin, ceva mai devreme mesajul transmis de la Moscova. Dorin Popescu, expert în geopolitică, și Cristian Diaconescu, fost ministru de externe, în continuare alături de mine. În mesajul său a vorbit despre NATO ca un adversar, a vorbit despre Statele Unite, despre Occident și ne aducem cum aminte de lista țărilor neprietenoase, care ne cuprinde, pentru că suntem parte din marea familie europeană. Și multă lume s-a întrebat dacă aceste state neprietenoase ar putea fi posibile ținte.
nu doar militar, pentru că e greu de a duce războiul de acolo, dar din orice alt... Ținte ale războiului hibrid sunt și astăzi când vorbim. Iar cine are inclinația de a crede aceste afirmații, dincolo de aspectele istorice pe care le poți verifica pe Google despre cum s-a destrămat URSS, am respectat sa rugăminte să-și înceapă discursul cu dragi tovarăși. Deci doar așa, doar închis. Doar așa. Și în momentul în care începe discursul cu dragi tovarăși, atunci poate, cel puțin din punctul meu de vedere, devine credibil. Haideți să fim serioși. Deci, evident, pe logica perioadei post-sovietice, astăzi se încearcă acreditarea de către președintele Federației Ruse că se află într-un război de apărare. Și tot ceea ce se întâmplă, inclusiv victimele din zonele de confruntare, sunt datorate faptului că niște oameni patrioți își apără țara, la fel cum s-a întâmplat în 1945, la fel cum ar fi trebuit să se întâmple în 1990, ori 91-92. Ori din această perspectivă, sigur, este un anume tip de mesaj care va fi remanent, care va continua, indiferent de cum vor evolua desfășurările militare din Ucraina și care, din timp în timp, se va clar referi fie la Statele Unite și sateliții săi, cum spune președintele Putin, fie la anumite state punctual legate de acte, zice-se, de agresiune în legătură, nu numai, atenție, cu teritoriul Federației Ruse. Aici trebuie reținut un aspect, ci mai ales în legătură cu interesele Federației Ruse, care trebuie luate ca atare și respectate din principiu. Evident că vorbim și de un război economic. Sunt 6 pachete mari de sancțiuni impuse Rusiei și discuția s-a dus în ultima perioadă, evident, și față de dependența bătrânului continent de gazul și petrolul rusesc. Discuții au fost multe. Sunt unele state care au dependență foarte, foarte mare de aceste produse. Domnule Popescu, avem un război pe front în Ucraina și avem acest război economic. Cât de mult va influența unul pe celălalt? În sensul militar-economic am văzut, dar economic, cât de mult va influența războiul militar în contextul în care, spun unii analiști, Rusia cheltuie în fiecare zi de agresiune $1 miliard? Pe măsură ce transformăm actualul război într-unul de durată, transformarea acestui război într-unul de durată va aduce efecte economice catastrofale asupra Federației Ruse. Deocamdată aceste efecte par sau sunt relativ modeste, pentru că ele sunt cuantificabile pe termen mediu și lung, de bună seamă. Însă aceste efecte se produc deja. De exemplu, în presa ucraineană, una din ipotezele pentru care președintele Federației Ruse nu ar mai fi ridicat astăzi aviația, este legată de faptul că a încercat să economisească sumele necesare, știți, utilizării acelor instrumente și echipamente de îndepărtare a norilor de pe cerul capitalei Federației Ruse, sume care pot fi utile dezvoltării proiectelor de dezvoltare ale unor regiuni. Liderii Federației Ruse vorbesc din ce în ce mai des de efectele reale care se văd deja, se simt deja în Federația Rusă. Avem deci efecte reale deja, pe termen scurt acum. Ele vor fi catastrofice pe termen mediu și lung, chiar dacă Federația Rusă va opta pentru soluțiile de reconversie a piețelor sale de materii prime, de carburanții, etc., dinspre Europa spre Asia. Este clar că Federația Rusă pierde și din punct de vedere economic, pierde și acel război economic. În războiul hibrid nu pare a nu mai putea miza pe niciun fel de element. A mizat până acum în vecinătatea sa directă, la estul României, a mizat pe un miraj ideologic al lumii ruse. Acest miraj ideologic, având în vedere, iată, cum înțelege Federația Rusă să recupereze o parte din teritoriul său, din teritoriul presupus al său, dar în Ucraina, acest miraj se destramă, se subțiază pe zi ce trece. Economic nu are instrumentele necesare pentru a rezista valurilor enunțate și valurilor ulterioare de sancțiuni. Geopolitic este din ce în ce mai izolată. Este obligată să-și reconvertească piețele și interesul spre alte continente, spre Asia, spre America Latină, spre Africa, etc. Acolo însă va trebui să se folosească de servicii care să convingă, eu știu, o serie de țări de beneficiile pe care
le are livrarea la prețuri preferențiale a gazului și a petrolului, va deveni din ce în ce mai complicat pentru Federația Rusă să-și păstreze chiar și capacitățile de supraviețuire economică, politică și geopolitică pe care le avea până la momentul 24 februarie. Federația Rusă este deja un perdant sigur din punctul de vedere economic, militar, politic și geopolitic al actualului război pe care tot ea l-a declanșat împotriva vestului colectiv. Vă propun, domnule Popescu, domnule Diaconescu, să vedem și mesajul transmis astăzi de Volodymyr Zelensky. El spune așa că Ucraina va avea două zile ale victoriei, iar cineva nu va mai avea nici măcar o astfel de zi. Este evident mesajul său de 9 mai, cu referire și la invazia Rusiei și la cel care a ordonat-o, Vladimir Putin. Iată, iată sincronul. Це війна не двох армій, це війна двох світоглядів. Варварів, які обстрілюють музейську вороди і вірять, що їхніми ракетами можна знищити нашу філософію. Вона їх дратує, вона їм чужа, вона їх лякає, вона полягає в тому, що ми вільні люди, які йдуть своїм шляхом. І на цьому шляху сьогодні ми ведемо війну і нікому не віддамо ані клаптика своєї землі. Сьогодні ми відзначаємо День перемоги над нацизмом. І нікому не віддамо ані клаптика своєї історії. Ми пишаємось нашими предками, які разом з іншими народами у складі антигітлерівської коаліції перемогли нацизм. І ми нікому не дамо анексувати цю перемогу, не дамо її привласнити. Ми б'ємось за свою свободу, за свободу своїх дітей, а отже переможемо. Ми ніколи не забудемо те, що зробили наші предки у Другій світовій війні, де загинуло понад 8 мільйонів українців, і додому не повернувся кожен п'ятий українець. А загалом війна забрала щонайменше 50 мільйонів людських життів. Ми не кажемо, можемо повторити, бо хотіти повторити 2194 дні війни може тільки божевільний, той, хто вже повторює сьогодні жахливі злочини гітлерівського режиму, наслідує нацистську філософію, копіює все, що робили вони. Він приречений, бо проклятий мільйонами предків, коли почав наслідувати їхнього вбивцю. А тому втратить все. І зовсім скоро в Україні буде два дні перемоги. А в когось не залишиться жодного. Перемогли тоді, переможемо і зараз. Mesajul lui Volodymyr Zelensky astăzi de 9 mai. Foarte scurtă pauză, revenim cu concluzii cu cei doi invitați. Din nou, în direct, încercăm să tragem concluziile a ceea ce am văzut astăzi la Moscova. Evident, punem totul într-un context și într-o comparație cu ceea ce se întâmplă, de fapt, în Ucraina. Foarte mult fast, nu e nimic de neașteptat în ceea ce am văzut astăzi la Moscova, dar încercăm, evident, să contextualizăm. Ne uităm la cum arată structura acum. Țările care s-au coalizat împotriva lui Vladimir Putin, factorul economic, care contează mult pentru unele dintre aceste state. Cum vă așteptați să arate geopolitic partea asta a Europei după ce se va încheia războiul din Ucraina, dacă Putin pierde? Și mulți spun că va pierde până la urmă. Da. Cea mai complicată evoluție din punct de vedere al aplicării celui de-al șaselea nivel de sancțiuni este într-adevăr importul de hidrocarburi dinspre Federația Rusă spre state membre ale Uniunii Europene și ale Alianței Nord-Atlantice, precum Slovacia, Bulgaria, Ungaria. Bine, la Bulgaria și Ungaria mai înclină și decizia politică în ceea ce privește relativizarea unor sancțiuni mai drastice privind Uniunea Europeană. În Slovacia însă are dependență 100%. Privind realinierea acestor state la alte surse de energie. Ori acest proces ar putea să fie ceva mai îndelungat, iar președintele Putin să conteze pe această unică sursă și resursă de venituri. Deci, din această perspectivă, aici s-ar putea să mai apară un anume joc. Dar din punct de vedere al sprijinului militar, din punct de vedere al izolării în celelalte domenii ale piețelor internaționale, inclusiv cele interbancare, nu va exista nicio derogare semnificativă în așa fel încât să se ofere Moscovei un balon de oxigen. Deci va trebui să trăiască în această dilemă, la mijloc fiind poporul rus, îl angajezi într-un război care nu duce nicăieri, care nu are niciun fel de rațiune și în același timp situația economică se deteriorează de la o zi la alta, pentru că izolarea economică de tipul celei preconizate, cel puțin de grupul G7,
este una care practic duce orice stat la faliment. Am trecut și o să trecem și peste 9 mai, domnule Popescu. Ne așteptăm la un război de acum încolo, de o uzură, o invazie care să dureze luni de zile și care va avea permanent nevoie de un sprijin, mă refer acum la Ucraina, militar, economic și așa mai, umanitar și așa mai departe. Da, în primul rând, probabil că vor mai fi multe luni până la finalizarea așa numitei faze active a războiului. Să-mi explic puțin. După această fază activă vom fi martorii unor războaie hibride cu caracter vasii permanent în această regiune. De ce? Cel puțin datorită faptului că vom avea teritoriul ocupat de temporar de Federația Rusă și va fi, militar vorbind, foarte, foarte, foarte dificil să se realizeze o dezocupare a acestor teritorii. Vom avea teritorii ocupate în peninsula Crimeea, de bună seamă, în regiunea Herson, parțial în regiunea Zaporojie, parțial sau integral în regiunea Donetsk, parțial sau integral în regiunea Lugansk, nu pe acest celebru culoar teritorial terestru dintre Est și Sud. Și în plus, ambiții și interese de a se, realiza și o interzicere totală a accesului Ucraina e la Marea Neagră, prin regiunea Odessa. Vom avea, deci, teritorii ocupate temporar, față de care vestul ar trebui să producă pe cel puțin trei proiecte foarte importante. Primul este proiectul acesta de refacere sau de susținere a Ucrainei în demersul său de refacere a integrității teritoriale. Lupta va fi cumplită, permanentă. Gândiți-vă că am putea asista la un proiect, să zicem, de refacere similar celui Donbass, dar cu extensie temporală și temporară și teritorială extinsă. Cel de-al doilea proiect care ar putea și ar trebui să fie avut în vedere este proiectul vestului de susținere a refacerii post-conflict a Ucrainei. Și în sfârșit, cel de-al treilea proiect foarte complicat, un proiect geopolitic, acordarea sau crearea unui sistem de garanții care să ducă la nepermiterea unei provocări, unei crize de securitate similară celei pe care a inițiat-o Federația Rusă pe 24 februarie. Sunt trei procese interconectate între ele, foarte, foarte complicate și care, practic, vor însoți un război hibrid și un război de durată în vecinătatea estică a României. Și dacă adăugăm și riscul creării unei frontiere directe în regiunea Odessa între Federația Rusă, sau mai bine zis, între o parte nerecunoscută de către comunitatea internațională a Federației Ruse cu România, cu țară membră NATO, și cu riscul ca România să devină cea mai vulnerabilă țară membră NATO din acest conflict, aflat în imediată proximitate a unei frontiere ilegale cu Federația Rusă, vom avea, iată, aproape întreg scenariul catastrofic în vecinătatea estică a României. Joe Biden a spus de mai multe ori că sprijinul pe care trebuie să-l acorde Occidentul Ucrainei costă, dar dacă nu ar acorda acest sprijin, ar costa și mai mult. Efectele ar fi și mai mari și ne-ar costa mult mai mult. Dar costul ăsta se reflectă până la urmă asupra statelor care finanțează acum ajutorul militar Ucrainei. Cât timp vor putea să mai suporte acest cost dacă războiul ăsta se întinde? Au trecut 3 luni, s-au finanțat câteva miliarde de euro și din partea Statelor Unite și din partea țărilor europene, dar... Nu știu cât timp, dar miza e simplă și Biden a fost extrem de clar din acest punct de vedere. Fie cauționăm un precedent. Deci, la un moment dat, pentru că sunt niște costuri economice evidente, dar pe care, haide să fim serioși, le suportă în special Statele Unite, mai ales în privind sprijinul militar, fie considerăm că până la urmă este o oarecare normalitate ca un stat să atace un alt stat și să-l ocupe. După care vom vedea ce se întâmplă. Deci asta este o decizie până la urmă aproape personală. Ce fel de politică acceptăm pentru noi și copiii noștri în viitor? Pentru că în condițiile în care ar apărea flexibilități datorită constrângerilor economice, folosindu-se de aceste flexibilități și de acest precedent, poate Federația Rusă va merge și mai departe de Ucraina. De ce nu? E un lucru pe care trebuie să ne-l asumăm cu toții? Exact. Fel? Deci trebuie să ne-l asumăm cu toții, înțelegând exact consecințele deciziilor pe care le luăm. Foarte scurt, cum ați văzut mesajul lui Volodymyr Zelensky? N-am apucat să vorbim despre el. Bine, nu sunt în orice caz expert în comunicare, dar dincolo de... Și el a făcut referire la strămoși, la da, istorie... dincolo de aspectele beligerante, bine, acolo este normal, Zelensky se adresează la rândul lor unor oameni care se află în tranșee și a căror copii și părinți au plecat, sau soții au plecat în afara frontierilor, cine știe unde.
Dar pe de altă parte, azi este și ziua Europei. Și fără Europa, fără Occident, probabil că mesajul președintelui Ucrainei n-ar mai fi fost auzit astăzi. Mulțumesc tare mult, Cristian Diaconescu. Vă mulțumesc tare mult, domnule Dorin Popescu, pentru intervenția astăzi la Digi24. Vă mulțumesc, domnilor, pentru că am pus în context ceea ce am văzut astăzi la Moscova. Imagini pe care le-ați urmărit în direct la Digi24, fastul propus de Kremlin astăzi, de 9 mai, ziua Victoriei, în contradicție, evident, cu ceea ce se întâmplă, de fapt, în Ucraina și ororile săvârșite acolo de ruși în ultimele 2 luni și jumătate. Pe tot parcursul zilei la Digi24 veți urmări cele mai importante momente legate de 9 mai. Nu uitați, astăzi 9 mai este și ziua Europei. Eu vă mulțumesc pentru atenție, sunt Adrian Cojocaru, atât deocamdată la știrile dimineții. Andreea Brașovean va duce imediat știrile la miezii. Rămâneți pe Digi24.